Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Continuăm așadar să discutăm pe seama măsurilor fondurilor europene și de asemenea încercăm așa să înțelegem mecanismele astea. Poate că e încă de muncit vis-a-vis de felul în care ele ar trebui să funcționeze, dar autoritățile, discutând cu oamenii care asta dacă fac... Dacă îmi permiteți o problemă, o chestiune, că ați adus vorba de autorități. Autoritățile sunt deschise să ajute. Noi nu știm ce să cerem. Deci noi nu știm ce să cerem. Pentru că dacă se adună, să zicem, într-o ședință, 90% din cei care reprezintă mediul privat nu știu ce să ceară. De acord, asta e un lucru foarte Măglaș. Cu aceasta nu pot să fiu de acord, pentru că există, să știți, foarte multe asociații patronale, în special în acest domeniu, în domeniul agricol. Nu le dau numele, dar le știți și dumneavoastră și au fost de atâtea ori la noastră în emisiune, care își cunosc foarte bine meseria și știu exact ce se întâmplă în domeniul lor. Au cerut, inclusiv în acest PNS, inclusiv în PNR, toate asociațiile din domeniul agricol, coordonarea fondurilor pe voile reale ale societății românești. Și totuși nu s-a ținut cont nici măcar 10% de părerea celor care au venit din teren. Și nu vorbim doar de fermieri. Hai să zicem că asociațiile patronale nu sunt luate în considerare. Scuze. Dar nu este luat în considerare, nici măcar mediul academic. Pentru că și mediul academic, vorbim de universitățile de științele vieții sau de USAMV-uri. Deci, domnul Cosmin, eu nu m-am referit la faptul s-au că prezentat în mod. Eu m-am referit la faptul că nu știu ce să ceară. Că acum să fim sănătoși la cap, da? Nu poți să dai ceea ce ți se cere. Eu tocmai la asta mă refer. Cer, dar nu știu ce să ceară. Pentru că dacă ceri lucruri izolate, nu poți să ceri să se implementeze la nivel național o chestiune care este doar locală, da? Nu poți să ceri o chestiune care nu este legală. Nu poți să ceri o chestiune care nu este acceptată de Uniunea Europeană. Eu la asta mă refer. Nu știu ce să ceară. Normal că instituțiile statului nu pot să zică da, vor asociațiile respective, nu știu ce lucru, trebuie să li-l dăm. Nu, dacă nu respectă și... Dar dacă faci studiu și analizezi și arăți, uite domnule, deci trebuie să vii cu, să arăți ce s-a întâmplat până acum, care-s beneficiile, adică cu un studiu. Nu doar așa, vreau eu motorină ieftină. Pentru? Sau vreau eu nu știu ce să... Pentru palmieri. Pentru? Că are nu știu cine palmier sau nu știu ce lucruri excepționale. Deci nu se pot rezolva, că așa sunt multe nevoi. Vorbim de solicitări pentru chestiuni care sunt necesare pentru toți agricultorii. Pentru că eu dacă o să iau cerințele asociațiilor respective și le punem pe foaie, da, veți vedea că acelea sunt lucruri individuale. Nu sunt lucruri de care au nevoie toți sau în maniera în care sunt cerute. Apropo de cel care zicea mai înainte că, domnule, fondurile le ia doar cine trebuie. Cu riscul de a-mi atrage critici, nu-mi place să fiu populist, dar fonduri ia doar cel care muncește. Atât. Cel care se implică să implementeze un proiect pe fonduri europene, din beneficiile acelui proiect, da, foarte puțin se întorc la cel care implementează, mare parte se întorc la comunitate, da? Însă sacrificiile sunt enorme din partea și riscurile din partea celui ce implementează. Pentru că dacă ne gândim, da, domnule, că uite, a depus la proiect și l-a obținut, bun, l-a obținut, dar nu înseamnă că un proiect este și implementat dacă este doar aprobat. Dacă un proiect nu este făcut ok, beneficiarul nu este eligibil, să zicem,
că primește decizie de aprobare, da? Va trebui implementat. Alți oameni se vor ocupa de implementare. Nu are cum să-l ducă la bun sfârșit. Ca atare, nu există sintagma asta sau nu este reală că, domnule, fonduri ia doar cei care au relații sau... Nu există așa ceva. Fonduri ia doar oamenii care se implică și muncesc. Deci eu vă arăt sute de cazuri în care au fost proiecte aprobate și nu au dorit să le mai implementeze. Chiar și proiecte implementabile, cum le zic eu, că eu așa le zic, implementabile și neimplementabile. Da? Mă refer la condițiile, la ce primești, ce ajutor primești, ce sacrificiu trebuie să depui și mai departe ce primește și societatea. Deci, oamenii trebuie să fie și raționali în momentul în care faci niște solicitări la, să zicem, schimbarea PNS-ului, să introducă anumite chestii, da? Păi vin și spun că am nevoie de nu știu ce finanțare pentru nu știu ce chestii. Păi aia e o nevoie a asociației tale, nu național. Când vorbim de reducerea cofinanțărilor, asta discutăm de o chestie națională. Toată lumea are nevoie de lucrul ăsta. A, că vin eu ca consultant și spun, domnule, e responsabil beneficiarul dacă e cofinanțarea mare, da? Când de fapt în mintea mea este un alt lucru. Nu își permit toți cofinanțarea și atunci concurența va fi mai mică. M-ați înțeles? Asta este realitatea dacă vrem să discutăm real. Dacă vrem să fim populiști, aia suntem când candidăm pentru funcții sau pentru alte chestii. Dar singura rațiune pentru care, să zicem, cofinanțarea responsabilizează beneficiarul, este de fapt doar eliminarea concurenței. Atât. De altceva nu vorbim. Deci eu pot să vă demonstrez cu calcule și mi-aduceți 2-3 economiști și le punem pe foaie. Și o să vedeți. Sunt situații în care un proiect de 3 milioane de euro, să zicem, și o cofinanțare de 3% îl face pe beneficiar să nu-l poată implementa. Bun, hai să vă mai citesc un mesaj, domnul Nicu Pârleală. Am 500 de oi și 5 hectare de pământ ale mele. De 2 ani tot îmi spun că o să sune când începe depunerea proiectelor. Nu vorbesc minciuni. Nu înțeleg cine să sune. Sau dacă... Probabil s-a fost la o firmă de consultanță și o să spun cu toată sinceritatea că au fost drăguți și au încercat să scape de dânsul spunându-i mergeți acasă că o să vă sunăm noi. Da, asta la propriu, e pentru că la 500 clasică. De oi și 500 exact, la 500 de oi și 5 hectare de teren nu prea se încadrează la niciun fel de măsură. Nu este nici pentru ferme mici, dar nu se încadra nici pe DR20 să depună de mirce echipamente că n-are teren. Adică nu ar avea ce să-și cumpere la ce exploatație spune dânsul că are. La propriu, nu ar avea o listă de achiziții. În schimb, ce vreau să vă spun, pentru că am încercat să fac o sinteză, să mă uit. În acest moment, noi suntem de acord și toată lumea trâmbițează. Trâmbițează este un cuvânt urât, însă am simțit nevoia să-l spun în felul acesta. Toată lumea dorește irigații la noi în țară. S-au cerut irigații în PNRR, vedem efectele secetei în multe zone ale țării, știți bine ce înseamnă secetă, știm bine ce înseamnă deșertificarea Olteniei și așa mai departe. Și totuși, în condițiile în care în 15-a întâia și 15-a treia s-au lansat măsurile de modernizare și înființare sisteme de irigații, cu o săptămână înainte de închiderea sesiunilor, 20%. Sau mai sunt fonduri disponibile, 100 de milioane de euro pentru modernizare și 140 de milioane pentru înființarea sistemelor de irigații. Ce înseamnă acest lucru pentru mine? Înseamnă că instituția statului numită Ministerul Agriculturii, împreună cu
subordonații săi și în principal ANIF, nu introducem aici AFIR-ul, pentru că nu AFIR-ul face ghidul și nu AFIR-ul face procedura, da? Ei doar orbează, au împiedicat absorpția fondurilor europene pentru modernizarea și înființarea sistemelor de irigații. Nu putem să găsim un alt motiv decât faptul că este un blocaj nici măcar financiar, pentru că oamenii sunt disperați, ar face orice, ar pune oricâți bani de la ei pentru a avea irigații. Dar sunt împiedicați de birocrația excesivă a ministerului, care nu pune la dispoziția lor cele necesare pentru a face infrastructura de irigații. Toată lumea, în fiecare săptămână, este cel puțin o emisiune, atât la dumneavoastră cât și la alții, în care aflăm că seceta face ravagii în agricultura românească. Avem fonduri europene, dar noi facem o birocrație excesivă, astfel încât nici măcar acestea nu se implementează. Nu mai spunem că am făcut propuneri peste propuneri ca ministerul să ia un împrumut de la Banca Mondială și să-l dea ANIF-ului să refacă toate canalele de irigații existente, măcar la nivelul anului 1989. Dacă nu peste. Cât de bine ar fi să avem canale de irigații? Vorbim de Bărăgan, vorbim de Moldova, vorbim de canalele, da, Siret, Prut și așa mai departe. Avem nevoie de irigații și uite-te, avem fondurile disponibile și din cauza birocrației, din cauza faptului că nu am conceput în mod corect aceste chituri, pierdem finanțarea pentru un sector agricol, pentru un sector extrem de important, irigațiile în agricultură. Îmi cer scuze că am intervenit în felul acesta, dar nu pot să nu spun acest lucru. Este păcat. Nu-i acuz pe oamenii care stau în birouri în Ministerul Agriculturii, că nu este menirea mea să fac aceasta, dar încerc să trag semnale de alarmă. Oameni buni, faceți în așa fel încât banii să fie băgați în canalele de irigații. Nu a fost o expresie, nu știu, elegantă, însă asta este ceea ce trebuie. Oameni buni, puneți apă în canale, aveți banii disponibili și nu se pot accesa din cauza birocrației. Bine, dar există și varianta, acum e un pic și comoditatea beneficiarului. Pentru că există și varianta cu forarea puțurilor, colectarea în lagune și așa mai departe. Nu e chiar așa. Vă spun eu, ca să poți să forezi puțuri, ai nevoie de o autorizație de la mediu. Că ce se forează la suprafață e insuficient, da. N-are debit și așa mai departe. Iar dacă iei procedura de la mediu, fie ești refuzat, fie durează depinde cel puțin 2 județ. Ani, jumate, 3 ani. Că nu, oamenii ar face. Am obținut-o, depinde eu de județ. Eu vă spun că sunt oameni am disperați, la care am fost zile. Și am filmat. Nu știu ce autorizație ați obținut. Dar, de la mediu, da. Da. Pe lângă asta sunt multe, multe alte frecușuri. Sunt persoane care riscă cu adevărat să-și piardă agoniseala. Nu sunt vorbe în vânt. Eu știu, eu am înțeles. Tocmai că nu pot iriga și nu au apă pe canalele respective. Da, instalațiile respective le-ar cumpăra. Dar nu sunt la ce să le folosească. Dar nu sunt nici informați de posibilitatea aceasta. De forarea puțurilor cu decantarea în lagune și așa mai cei departe. Cei care, credeți-mă, fac și bine vor înțeles, să irige s-au documentat pe toate direcțiile, da? Apa dulce e destul de scumpă în România și peste tot în lume și din ce în ce mai inaccesibilă. Ați văzut că din cauza condițiilor meteo sunt țări care au limitat consumul și la populație, așa dar pentru irigații. Da, bun, hai să luăm 10 secunde de publicitate și apoi o să ne reîntoarcem. Hibrizii de tomate din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Bun. Haideți să revenim la agricultura, la raport, la zona asta de fonduri europene. Spuneți-mi, domnul Dogaru, pe partea de panouri fotovoltaice, ce noutăți sunt în momentul ăsta? Da, pe partea de energie verde, să zicem așa, a fost publicat raportul provizoriu cu proiectele declarate eligibile pe secțiunea AFIR, da?
cei care au avut proiectele respinse, în mare parte vorbim de partea de furnizori, ofertele, că furnizorii nu au dat ofertele conforme cu solicitările beneficiarilor, da? Mai este situația cu, în anumite cazuri, s-a interpretat că dreptul de folosință nu este notarial, deși ghidul nu prevedea această obligație, ba mai mult, și aici dau un pont pentru cei care sunt în situația de a face o contestație, da? Să verifice în secțiunea întrebări și răspunsuri, la pagina 6, se întreabă exact. Este obligatoriu ca documentul ce dovedește dreptul de folosință a spațiului unde vine montată instalația respectivă să fie notarial, și răspund cei de la AFIR că nu este nevoie. Deci, practic, cei care au respingeri pe chestia asta, da, pot să justifice foarte simplu prin arătând, făcând screen de pe pagina oficială a AFIR, că nu, răspunsul dumnealor că nu este nevoie să fie notarial, da, mai este situația acolo unde sunt sarcini pe cartea funciară, ghidul prevede ca liber, sintagma liber de orice sarcină să fie aplicabilă în secțiunea contractare. Ca atare nu este justificată o respingere, da, pe anumite sarcini pe imobilul respectiv, deoarece beneficiarul trebuie să o probeze în secțiunea de contractare respectiv peste 2 luni de zile, termen în care poate să își încarce studiul de fezabilitate, respectiv încă 6 luni de zile de la încărcarea studiului. Adică vorbim de 8 luni de zile. Deci, practic, în 8 luni de zile, beneficiarul are tot timpul din lume să-și clarifice problema cu sarcina de pe cartea funciară. Ca atare, cei care au respinse proiectele, mare, cam pentru asta au fost respinse, pentru că în anumite situații furnizorul nu a ofertat exact conform cu solicitarea cerută de beneficiar, da? Sau a fost de ajuns unul dintre ei să nu oferteze, da? Să fie declarată oferta respectivă neconformă, fiind declarată toată procedura neconformă și mai departe proiectul neeligibil, da? Deci, situațiile unde avem respingere pentru dreptul de folosință nenotarial sau sarcini pe imobilul respectiv, acolo se poate face contestație fără probleme, se poate obține un rezultat favorabil. Pentru că ghidul nu numai că nu prevede, ba mai mult, la întrebări și răspunsuri și pe varianta cu sarcini asupra terenului, la fel se răspunde, și pe varianta cu documentul autentificarea notarială. Bun, deci suntem în sesiunea de contestații. Contestațiile se pot depune până mâine la ora 24, da? Adică 10 iulie 2024, ora 24, da? Urmează ca cei de la AFIR să evalueze contestațiile, mai departe să dea deciziile, după care urmează raportul final. Proiectele aprobate sunt undeva la 92 de milioane de euro, deci nu acoperă bugetul. Ca atare, bugetul total este undeva la 150 de milioane de euro, deci mai sunt bani disponibili, chiar dacă vor fi acceptate și proiecte în contestație, toate cele declarate eligibile vor primi finanțare. Imediat după ce s-a terminat raportul de selecție, urmează să se deschidă sesiunea 2. Deci cei care nu reușesc să și le corecteze, să zicem, în contestații, își pot redepune proiectele, da? Asta este cu AFIR-ul. Imediat după ce s-au dat deciziile de eligibilitate, da? Beneficiarul are obligația ca în 60 de zile să depună studiul de fezabilitate în aplicația unde a încărcat cererea de finanțare. Ca atare să-și găsească furnizori de astfel de documentații. E procedura un pic dificilă, în sensul că studiul de fezabilitate va trebui să fie conform cu analiza cost-beneficiu și cu
proiectul pe care dumnealui și l-a făcut, deci va fi un pic mai greu. De ce? Una este când faci un studiu de fezabilitate și mai departe vii cu proiectul după studiu, și alta este când acum vii și faci studiu de fezabilitate după proiectul deja aprobat. Dar nu este o problemă nici asta, se poate rezolva. Important e ca beneficiarii să aibă posibilitatea să și le depună în termenul de 60 de zile de la decizia de eligibilitate a proiectului. Mai departe, vor avea, de la momentul la care au depus studiul de fezabilitate, vor avea 180 de zile la dispoziție să încarce ATR-urile acolo unde este cazul. Adică, dacă, de exemplu, am un branșament, să zicem, cu o putere, să zicem, de 100 de kW și instalația mea este de 100, da? Eu nu voi mai avea nevoie de ATR-ul pe autoconsum. Însă, în cazul în care facem o suplimentare de putere, automat va trebui un echivalent al ATR-ului. Deci, să se grăbească, să înceapă, să-și depună documentația pentru obținerea ATR-ului, în așa fel încât să aibă posibilitatea să și implementeze proiectele respective. Dacă vorbim de apelul ce este în desfășurare acum, da? Da. Până pe 23 iulie, trebuie să avem grijă că ghidul prevede clar, în cazul în care bugetul nu va fi consumat, se va redeschide apelul pe sumele rămase, da? Asta înseamnă că în cazul în care nu se consumă banii, cei care au depus proiect până pe 23 iulie, doar proiectul să fie eligibil. Nu vor concura pe punctaj. Deci obțin foarte ușor, să zicem, finanțarea în cazul în care reușesc să depui până pe 23 și după aprecierile noastre considerăm că atât pe componenta autoconsum, da, unde vorbim de 450.000 de euro per megawatt pentru instalațiile cu o putere instalată de până în 5 MW, da, respectiv 360.000 de euro per megawatt pentru instalațiile peste 5 MW, da? Deci vorbim de partea de autoconsum. Cu siguranță nu se va consuma bugetul, da? Pentru că păstrați-vă ideea că trebuie să luăm publicitate, da? Și continuăm după, da, pauză, și tot după pauză vreau să vorbim și despre Startup Nation și femeia antreprenor. Corect.